În Mehedinți, protestul medicilor se bucură de susținere puternică. Sindicatul Sanitas a anunțat că se solidarizează cu medicii nemulțumiți. Sindicatul Sanitas, Federația Sanitas Mehedinți, este parte din coaliția profesională din sistemul de sănătate alături de Ordinul Asistenților Medicali și Colegiul Medicilor și categoric se alătură protestelor pe care această coaliție le-a pregătit și le-a organizat pentru a doua parte a lunii septembrie. Protestele, sigur că susțin deja o listă de revendicări care a fost stabilită de către noi. Faptul că ultima rectificare bugetară nu a adus suficiente fonduri în sistemul sanitar a fost scânteia care a aprins supărarea medicilor. Aceștia au decis să intre în grevă. Prima zi de proteste va fi 18 septembrie. Starea de spirit se simte, adică este acolo ceea ce ai simțire. Și starea de spirit este aceasta. Medicii vor merge în această coaliție, au căpătat încredere văzând unitatea coaliției. În ultimii ani, o mare parte din personalul medical din Drobeta Turnu Severin a migrat în țările europene. În prezent, doi medici de la Serviciul Județean de Ambulanță își practică meseria peste hotare. Alții s-au întors în țară, dar ar alege oricând să plece din nou în străinătate. Sigur că orice medic își dorește să trăiască la nivelul standardelor europene ale unui medic și nu la standardul la care suntem noi plătiți aici. Nu numai eu am plecat, au mai plecat doi colegi care au și rămas. Eu am lucrat la Harvey Hospital în Kent, un spital de 5 ori cât spitalul județean, la urgențe, dar condițiile de muncă și de lucru sunt cu totul diferite de cele de la noi și ai acolo respectul de sine și respectul de a fi medic pentru oameni. Medicii au anunțat că în cazul în care nu vor obține nicio rezolvare prin pichetarea Ministerului Sănătății și cel al Finanțelor, în 18 septembrie, în luna noiembrie, va fi declanșată grevă generală.